Alena, dar tu lucrezi undeva? Da, lucrez și la Pliante și mă duc ca public spectator. Îmi place că cunosc lumea. Bravo, bravo. Și îmi plac oamenii foarte mult. Îmi place foarte mult să cânt. Sunt nebunată că pentru muzica asta și îmi place să-mi fac poze. Perfect. Și cunosc pe foarte mulți artiști. Da. Înseamnă că în felul tău ești un om fericit. Da, de când am venit aici la București și m-am dus la emisiuni, am fost și la Visuri la Cheie, am fost și la Next Star, am fost la multe emisiuni, am fost și la Destine Castine. Dar aici îți place cel mai mult, recunoaște. Poftim? Aici îți place cel mai mult. Da, Acces Direct. Da, îmi place, nu numai la Acces Direct, îmi place așa. Îți place în televiziune. Să cunosc oamenii. Da, hai să-i mulțumim doamnei Kinga Lată, nu ne-a așteptat foarte mult, dar da, tot ne-a dat niște indicii, așa că rugămintea noastră este dacă cumva cunoașteți o fată, Nicoleta, care are în jur de 25 de ani, lucrează în Grecia, ar fi asistentă, ar fi măritată. Și are geme. Exact. Vă rog să ne scrieți pe Facebook sau să ne dați un mesaj la 1272, pentru că sora ei mai mică vrea cu orice preț să o cunoască. Așa este. Mulțumim, Elena. Dar că o să, cineva o să ne scrie precis. Sper. Să vă colin și eu? Hai. Haide să uităm de toate și să fim un pic mai buni. La mulți ani cu sănătate, sfântă noapte de Crăciun. Să dăm răul la o parte, bucurați-vă români. La mulți ani cu sănătate, sfântă noapte de Crăciun. La mulți ani, la mulți ani, e noaptea de Crăciun. La mulți ani, la mulți ani, și tot omul e mai bun. La mulți ani, la mulți ani, e noaptea de Crăciun. La mulți ani, la mulți ani, și tot omul e mai bun. La mulți ani, mulțumesc. Bravo, bravo, bravo. Foarte frumos, mulțumesc, mulțumim foarte mult, Elena. O să-i rog pe colegii mei să te rog frumos să-i dai ceva, nu știu, să vorbești cu doamna Neta, să-i... Da. Mulțumim foarte mult. Vă rog să-ți cauți toți frații. Știi? Nu știu de ei. Chiar poate nici cine, poate, poate te ajută cineva acum. Mulțumim foarte mult, Elena. Mergem mai departe. Rămâi acolo puțin, ne îmbrățișăm la publicitate, la pauză. A cu toți, ajuns sigur cu piciorul în gips după ce soțul ei ar fi aruncat-o de pe prispă. Și chiar dacă avea piciorul lup și era lipsită de apărare, bărbatul ar fi continuat să o bată cu pumnii și cu picioarele. Este drama unei femei din Vaslui care strigă după ajutor în fața unei țări întregi. Povestea pe larg chiar acum, dar atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Te rog din toată sufletul, liniștește-te. Cum te-a rugat și te-a rugat și sora ta, liniștește-te. Pentru Dumnezeu, liniștește-te și gândește la fete. Hai să le ajutăm, că învață și degeaba mă strădui numai eu dacă tu nu. Pentru ultima dată îți cer asta. Este ultima dată când femeia își imploră soțul să nu o mai bată. Cu piciorul în gips și cu lacrimi și roaie pe obraj, Elena Florea descrie chinul prin care ar trece din cauza soțului. A ajuns la capătul puterilor și tare e teamă că într-o zi bărbatul ar putea să-i aducă sfârșitul. Acum, din cauza loviturilor, acuză femeia. S-a ales cu un picior rupt și nu știe cât timp va dura până când bărbatul ei o să o distrugă definitiv. Tare mi-e teamă că mă omoară, că mă bate mereu. Doar mai mult prin legini. Mâncate. O bate frecvent și tot chinul pare că nu se mai termină, povestește Elena. Asta s-ar întâmpla de când soțul a uitat parcă să o iubească pe ea și s-ar fi îndrăgostit de licoarea lui Bacchus. De la un timp pare că are vreo câțiva ani, a luat dar băuturii. Bea, nu mă ascultă. Și tot din cauza băuturii, femeia spune că a fost bruscată și în fața casei. Soțul m-a împins de pe prispă, eu am căzut și mi-am rupt piciorul. După ce v-a împins, v-a mai bătut? M-a mai bătut, m-a tras de cap, m-a... tot așa m-a mai izbit. Cu pumnii, mă trăgea de cap, mă agăța de gât și am mai nu mai da, mă, că zic mai ninoroșit de tot, mă. După toate loviturile din acea zi, Elena a fost nevoită să cheme ambulanța. Am ajuns la spital a doua zi pe trei cu ambulanța, sunând-o de la o vecină pe telefonul meu, dar îmi fac anticoagulant în burtă singură. Pe data de 5 am sunat la poliție, deci mă băteam continuat. Eu dat amendă cu avertisment și eu a spus, dacă mai faci,
îți spun cătușul, el o înțeles că-i dăm în ușă. Chiar și amendat, soțul femeii nu s-ar fi potolit. Bătăile ar fi continuat chiar și după ce femeii i s-a pus piciorul în gips. De ce v-a bătut atunci? Din cauza am avut 3.700.000, i-aveam strâns pentru nevoile casei. Cu acei bani am vrut să-i strâng și eu ca să iau și eu de Crăciun, cum vin sărbătorile, ca fiecare om, o bucăță de carne, că n-am reușit să creștem porc. Nu. El voia, a spus că să cumpere un mânz. Din cauza neajunsurilor, femeia a îndurat umilințe cumplite și pentru a-și sprijini fiicele să meargă la școală. Un gând cu care tatăl pare să nu mai e de acord. Și fetele lui, dar dacă el crede că eu ascund banul și le-l dau la fete. Mă doare că mă jâmnește de mama, mă doare că mă jâmnește de fete, că mă acuză că duc bani la mama. Disperată am ajuns la capătul puterilor. Nu mai pot. A trăit 20 de ani lângă acest bărbat care din soț iubitor ar fi devenit un călău. Ba mai mult, femeia vrea să uite ultimii 10 ani trăiți lângă tatăl fiicelor sale. Privind în urmă, Elena mărturisește că a acceptat umilința și bătăile mulți ani, doar pentru ca fiicele ei să aibă un tată. Dar acum nu se mai poate. Sufletul ei vrea să se elibereze. Aș dori o casă ca să stau cu fetele, ca să nu mai aud el. Cum va reacționa bărbatul la toate acuzațiile soției cu piciorul în gips, vedeți mai târziu, doar la Acces Direct. Ne s-a alăturat și Sorin Ovidiu Bălan. Bună seara, bine ați venit. Bună seara. Bună seara și mulțumim. Și doamna Elena este aici în platou. Doamna Elena, bună seara. Flora, bună seara. Bună doamnă. Bună seara. Doamnă, cum a reușit să vă bată în halul ăsta încât să vă rupă piciorul? Sau ceva? Ce s-a întâmplat? Doamna Simona, abia într-un hal fără de hal, de ani de zile. Am încercat și pe cale bisericească, am fost și la părinte, am ținut și post, am scos și părticel împreună cu sora lui, care acum momentan se află în Italia. Da, e bună și calea asta, dar mi-e teamă că doar cu rugăciune nu puteți să-l lăsați. Noi am încercat și așa și așa, l-am dus și la spital, având în vedere că e și un pic bun la avarie, cred că început de ceroză uscată, ceva are, că când bea fomită, nu ascultă. Sora lui a spus, măi Gigi, liniștește-te, ia tratament. Pune și ția asta, că vezi când ce hală ai ajuns, ai distrus fetele, să faci fetele de rușine. Nu, și nici asta nu-l convinge să nu mai bea, dacă e rău. Nici asta nu-l convinge. Dar că bea, dar de ce vă bate? Pentru că e moartea banilor. El să aibă banul, eu să ajung la el, să cerșesc. Dă-mi când trebuie de îndero. Dar de câți ani vă bate? De 10. Așa, am 20 de ani pe 26 decembrie de când trăiesc cu el. Și așa a fost tot. Da, vă 4-5 ani și am trăit din ăștia 20 de ani să trăiesc cu el așa. Mai bine. Tot nu înțeleg. De ce îl vă bate ca să-i dați banii care... Să aibă el banii, el să țină banii la el, tot venitul de unde luăm ajutorul social și luăm să țină la el și eu să cerșesc la el. Doamnă, dar cine lucrează în casa aia? Nu lucrează nimeni. Nimeni. Dacă este ajutor social, cum să... Ajutor social. Acum, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră. Cum Dumnezeu să nu lucreze? Câți ani are soțul? 45, faci pe 20 iunie. Da. Dumneavoastră câți aveți? 43, fac acum... Dom'le, sunteți oameni tineri. De ce nu munciți, doamnă? Că e... Cum să vă spun? Nu puteți să... Ideea să și ține de băutură, că n-are treabă. El a lucrat aici în București, a lucrat cam acum vreo 10-11 ani, erau fetele mici. Da, a lucrat, mai pleca la muncă pe undeva. De 11 ani nu mai lucrează nicăieri. Nimicăieri. Și treci din ajutorul social. Atât. Dumneavoastră, de ce nu munciți? Dar cine v-a dat-o? Cine-i dobitocul care v-a dat ajutor social? La doi oameni de 43 de ani care pot să munce. Nu ce, Simona? Sorin, nu ce, că eu plătesc impozite. Știu, așa e legea. Nu ce, și eu aș vrea să ducă banii la un copil. Nu la putorile astea două. Eu vreau să înțeleg... Care să bat de rup picioarele. Eu vreau să înțeleg... Eu nu-s vinovat cu mine. Nu, doamnă, nu. Dumneavoastră, de ce nu vă duceți la muncă? Eu am vrut să plec. Am fost la undeva... Ați vrut și v-ați rupt piciorul între timp. La Vambet, spus, acolo și la județ. Este plin de oferte de locuri de muncă. De ce ați plecat? La muncă, am plecat la muncă. M-am dus eu 2-3 săptămâni. Din cauza lui, o ieșit la microbus și mă bătea de față cu femeile. Nu mă lăsa să mă duc nici acolo. Nu că nu m-aș duce. Vreau un loc. Ați reclamat vreodată la poliție, doamnă? Am reclamat de ieri.
Și doamnă, nu s-a întâmplat nimic? Chestia cu reclamații nu face nimic, da, amendă și bun. Doamnă, trebuia să plecați, să vă căutați un loc de muncă și fetele și să stați pe banii dumneavoastră. Din banii și la revedere! Și, de unde sunteți, doamnă, din Vaslui? Da. În Vaslui știți că este fabrică de confecții și nu numai în Vaslui, alături, la Bacău. Știu. E fabrică de confecții care aduce femei din China, că nu vor să muncească ca dumneavoastră. Nu vreau, eu aș dori cu toată inima să muncesc. Închipui, cam de câți ani vă doriți din toată inima? Da, toată viața mi-am dorit și eu un serviciu, dar dacă n-am avut prin cine să plec și eu pe bază, băi, mă duc cu cineva, mă... Asta... Dar de ce să vă duceți cu cineva? Vedeți, doamnă, că scrie pe autobuze. Angajăm personal, vă ia cu autobuz, dacă scrie, angajăm personal. Vă dă masă caldă. Mi-e milă de dumneavoastră și îmi pare rău că sunteți așa. Dar vă meritați soarta. Plecați de acasă, noi toți muncim, munciți și dumneavoastră. Și pe banii dumneavoastră vă luați o gazdă și la revedere, domnul. Păi da, dar stați că poate doamna asta să aibă grijă și de fete. Păi da, fetele... Dar fetele sunt mari. Păi sunt mari, dar până acum... Adriana, părinții mei... Cât au fetele? Au muncit, nu știu, mama cred că s-a întors când aveam eu 2 luni. Că nu era pe vremea... Una are 15, îmi face acum iarnă. Una, tata 17, a muncit până la 80 de ani. În vară. Dar am muncit pentru ele. Am stat lângă ele de le-am educat. Una are 15 și una? Una 17, face în iunie. Păi, da, foarte bine am să le iei cu tine. Am clasa a 8-a, de am stat lângă ele la școală. Pe cine era să le las? Dacă n-am gândiți avut, ce exemplu le dați fetelor, dacă nici dumneavoastră, nici soțul nu munce și vă bateți toată ziua în fața lor? Ce copilărie au fetele? Cred, ce văd ele știu, acasă, știu, în familie? Ce... Oase rupte și scandaluri și bătăi. Da, dar socialul pe ce bază vi l-au dat? Ce acte ați depus de v-a dat ajutorul social? Am depus și ne-au impus de la forțele de muncă, precum că nu avem loc de muncă. Ne-am căutat. Fiecare dată când ne cheamă la 6 luni, ne cheamă și căută. Doamnă, pe unde l-ați căutat? Că e plin de locuri de muncă. Cel puțin în zona aia pentru femei, la fabricile de confecții, e plin, aduc chinezi la Bacău, aduc chinezoaice. E adevărat, să știți. Știu, știu. Dar pe unde ați căutat? Pe fundul la curții, confecții... pe unde ați căutat locurile alea la de muncă? La confecții n-am căutat așa să mă duc, dar... Ce ați căutat? La forțele de muncă am întrebat mereu. Mi s-a căzut un loc de muncă, spune că da, o să ne dea. La... Scrie pe autobuze. Dar și pe în ziare sunt o grămadă. Scrie pe autobuz. Nu, că angajăm. Nu la confecții, domnul Bănca, nu sunt numai la confecții. La mine, la Brăila, sunt locuri de muncă la astea, cablaje de-alea, auto. La fel, scrie pe autobuze. Dar și cu ziua, dacă te duci și tot, da, mai... Cu ziua am fost mereu, n-am stat acasă. Toată vara, toată primăvara, toată toamna, la oricine plecam. Și adunam banul, ca să, că știam că trebuie ca să... La adunat și până mă vă bătea ieri și îi dădeați banii. Nu e așa? Mă bătă. În legătură directă cu noi este și domnul Gheorghe Florea. Haideți să vedem și părerea.